mă numesc Moț Răzvan Mihai, sunt elev la Liceul Teoretic Mihai Meliciu din Chișinău Griș, în clasa a 10-a Uman A și vin în localitatea Sintia Mare, iar pasiunea mea este istoria. Răzvan, tu de când ești pasionat de istorie? Pasiunea mea de istorie a început de prin clasa a 3-a, când în cadrul orei de istorie, prima oră era legată de o povestioară despre Mihai Viteazu și cei trei oșteni, parcă nu vreau să greșesc. Și te-a prins deja o povestioară și de atunci ți-a fost așa consacrat o mică părdecică din viața ta. Din acel moment și au urmat povești despre Ștefan cel Mare și am zis mamei mele să-mi cumpere două cărți. În prima fază mi-a cumpărat o carte despre mari voievozi ai țărilor române. Și am început să studiez pe parcurs și... Și te-ai lăsat pe povești ale istorice ale neamului nostru. Da, și de atunci o pasiune pentru istoria românilor. Da, da. Așa, și ai participat la concursuri legate de istorie? Da, în clasa 8-a a fost prima dată când am participat la Olimpiadă, am ajuns până la faza județeană. Și când am ajuns la liceu, doamna dascăl m-a descoperit, m-a șlefuit mult mai bine și m-a trimis și la Olimpiadă și am ajuns până la faza națională. Asta da, deci hai să luăm pe internet, așa, deci prima dată ai participat la faza locală, așa e? Prima, da, la faza pe școală, la Sintia. Atunci, am fost la faza locală, am venit aici la Chișinău Criș, la liceu și apoi am ajuns la județ, la Arad. Da. Și acum, la județ, ai luat aici, în clasa 9... În clasa 9 am luat 9.50, asta, pe primul loc am fost. Puntaj deosebit pe primul loc. Da. Deci ai fost, propriu-zis, cel mai bun istoric la nivel de clasa 9 din tot județul. Din... Că m-a primit, din fiecare clasă se califică da, național. Da. Și apoi ai plecat mai departe la faza națională. Da, la Buzău am plecat atunci și am luat 7.75, locul 25 foarte pe țară. Bine, și felicitări încă o dată. Mulțumesc frumos. Cum a fost? A fost greu la Buzău? A fost, pentru că era prea multă informație, erau foarte multe lecții și se amestecau la mine în minte anii încurca. Mai ai și alte pasiuni, în afară de istorie. Da, îmi place de asemenea geografia, da, cartografia se învine foarte bine. Da. De mic îmi plăcea când vedeam și studiam o țară sau citeam automat, intram pe Google Earth sau pe Wikipedia și mă uitam pe hartă, vedeam granițele, munții, râurile, tot. Orașele importante. Da, și am văzut că ai și o latură artistică, că tu ai făcut parte sau mai faci parte din un ansamblu folcloric. Am făcut parte. Numai la dans. Nu. Și unde ai dansat? La Sintia Mare, în ansamblu Moștenitorii. La Moștenitorii. Da, și am făcut și dansul de societate aici în Chișinău Criș, da. Dar era mult mai mic. Deci îți place să te implici în mai multe domenii da, artistice da. Și culturale. Și... Am fost și la clubul elevilor de la Ineu. Da? Da, mătușa mea e profesoară acolo de desen și înainte era acolo... Și acolo tot cu dansul sau cu... Nu, cu desenul. Cu desenul? Cu desenul. Uite, asta e și-am știut latura asta, nu s-a cunoscut. Trebuie să ne uităm ce desenezi. Mai desenezi sau... Nu mai desenezi. Te vezi în viitor. Ești în clasa 10-a, mai puțin, pe neobservate deja bate bacul la ușă, mai este oricum până atunci, mai... Ce... Cum te vezi după bacalaureat? Sincer să vă spun, nu prea știu. Încă nu. În clasa 9 am zis că vreau să mă acces să merg mai departe pe istorie, să ajung chiar profesor. De ce nu? Pentru că istoria nu e un domeniu pe care se axează foarte mulți copii. Da, mulți umaniști merg la drept înspre poliție și sunt mult mai... Da. Deși am un unt, de exemplu, care mă vede ofițer, mai am tot din cadrul familiei mele, au zis să mă duc la drept, acolo, să intru, să învăț în barou, să nu știu ce, dar nu. Deci deocamdată încă este incert la tine. Da, și am avut o perioadă când m-am gândit să mă axez pe partea opusă. Adică? Pe matematică, pe fizică, m-am gândit. Științe mai fixe și da, acolo cum dar... te descurci? M-am descurcat bine. Bine. Și la matematică mi-a plăcut-o. Totuși îți plac mai mult materiile umane, că ai ales să intri într-o clasă de umană, clasa nouă. Da. Da. Mi-a plăcut matematica, mi-a plăcut fizica, dar nu atât de mult încât să pot continua să... Interesant.
Ai și o surioară gemenă, așa e? Da. Ea e taxată pe altceva atunci, mai mult Da, pe ea cu științe, informatica. informatică. Da. Și anul acesta vei participa la Olimpiadă. Da, m-a calificat la faza pe județ, la Bravo, Olimpiada de foarte istorie. bine. Și asta va fi când? În martie? În 17 martie. 17 martie. Păi strânge pumnii. Mulțumesc Ajungi la frumos! național și acum. Da. Bine ar fi. Pare bine că ai fost interlocutor, mi-ai fost invitat. Să sperăm să fie tot mai bine, să devenim un istoric deosebit aici, printre noi, și mult succes mai departe. Vă mulțumesc frumos! Prima diplomă a fost acordată pentru că am luat locul 1 la județ, la Olimpiada de Istorie. Iar următoarele două diplome au fost în cadrul participării mele la Olimpiada Națională de la Buzău. Ambele. Iar aici sunt primele cărți care m-au atras spre istorie, Aici despre așa care sunt. vă... Da, acestea, care m-au atras spre istorie și spre pasiunea mea să studiez. Asta de unde Aici le-ai primit sau le-ai... le-am cumpărat de Le-ai la cumpărat. chioșcul de ziare, da? Și de la librării, de la Arad. Da. Cartea asta am primit-o când am fost la faza națională, la istorie, ca și premiu. Iar acesta a fost eposonul meu. Deci doar cu asta puteai să intri sau să ieși, așa Da, e, da, da, da. în Italia.